Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Teorie Incredibile, vorbim despre Davos 2024. Liderii lumii se adună pentru a reconstrui încrederea cu aceeași agendă și aceiași elitiști. Luni 15 ianuarie a început reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția. Aproximativ 3.000 de invitați se adună la cea de-a 54-a întâlnire anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos între 15 și 19 ianuarie. Sunt așteptați peste 60 de șefi de stat și mulți demnitari, cei mai mulți fără demnitate, aspiranți, lideri de un fel sau altul, directori executivi de corporații și așa mai departe. Liderii politici și corporativi din întreaga lume au început treptat să discute în micuța stațiune elvețiană, acoperită cu zăpadă, în prima zi a Forumului Economic de la Davos. O economie în încetinire, tensiuni geopolitice presante și aprinse și impactul războaielor din Asia de Vest și Ucraina, problemele climatice fără sfârșit și rolul inteligenței artificiale, toate acestea îi vor menține ocupați pe parcursul acestei săptămâni. Reconstruirea încrederii este tema generală a summitului din acest an, când lumea se îndreaptă în direcții diferite. O adunare diversă de aproximativ 3.000 de lideri, spuneam, din întreaga lume și companii, a început să sosească pentru gala anuală, iar printre aceștia se numără președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, președintele israelian Isaac Herzog, președintele francez Emmanuel Macron, premierul chinez Li Qiang, noul președinte al Argentinei Javier Milei, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii Antony Blinken și prim-ministrii Coreei de Sud, Qatarului, Iordaniei, Libanului, printre alții. Deși discuțiile și întâlnirile majore au început marți, 16 ianuarie, luni seara, forumul s-a deschis oficial cu un concert cu deșertul Sahara și pădurea tropicală amazoniană, care descriu preocupările legate de schimbările climatice, cu o experiență captivantă bazată pe inteligența artificială. De asemenea, la ceremonia de deschidere au fost acordate premiile anuale Crystal Awards arhitectului Diebedo Francis Kerr, actorului Michelle Yeoh și chitaristului Neil Rogers, pentru contribuțiile lor pentru o lume mai bună. În ziua de deschidere au fost publicate de asemenea mai multe sondaje privind sentimentele și direcțiile de afaceri pentru anul în curs. Un sondaj global al CEO PricewaterhouseCoopers a constatat că aproape jumătate dintre directorii generali globali își văd modelele de afaceri că nu vor fi viabile într-un deceniu, din cauza ritmului progreselor tehnologice, cum ar fi inteligența artificială și presiunile climatice. Într-un alt sondaj al Pulse of Change 2024 Index de la Accenture, liderii de afaceri au declarat că s-au confruntat cu o rată de schimbare de-a lungul timpului ridicată în 2023 și că acum se așteaptă ca aceasta să se accelereze în continuare în 2024. Un sondaj din India arată că ritmul rapid al schimbării deține un potențial continuu și 76% dintre liderii din India văd schimbarea ca pe o oportunitate, iar 63% se așteaptă ca creșterea veniturilor să se accelereze în 2024. Delegația de 100 de membri a Indiei este condusă de Smriti Irani, ministrul pentru femei și dezvoltarea copilului. Vorbind după inaugurarea Women Leadership sau We Lead Launch, pe marginea forumului, Irani a spus că guvernul indian a asigurat o dezvoltare condusă de femei în țară prin diferitele sale scheme. La eveniment, ministrul locuințelor și petrolului, Hardeep Singh Puri, a spus că India a trecut la un model de dezvoltare centrat pe femei și că acest model de dezvoltare funcționează foarte favorabil pentru PIB. Am început cu o dezvoltare centrată pe femei, dar acum am trecut la o dezvoltare condusă de femei, a spus Puri la Davos. Dincolo de aceste declarații oficiale, pe care le vom putea regăsi și pe site-ul oficial al Forumului Economic Mondial,
Evenimentul în sine, care se derulează la Davos în această săptămână, este o întâlnire a unui cartel globalist de așa ziși lideri nealeși, care își acordă dreptul de a încerca să decidă viitorul lumii. Ei include, sigur, bancherii și elita financiară, în primul rând BlackRock, de asemenea un sponsor cheie și finanțator al Forumului Economic Mondial. Această elită globalistă va înfunda ca în fiecare an aeroporturile din Zurich, Geneva și Basel cu avioanele lor private. La fel ca militarii din întreaga lume, ei depășesc cu mult agenda de fraudă a schimbării climatice pe care o impun populației comune. Unii dintre șefii de stat invitați de Klaus Schwab, eternul președinte și CEO al Forumului Economic Mondial, ar putea fi considerați criminali de facto. În timp ce Volodymyr Zelensky, care anul acesta și-a făcut apariția fizică la Davos, călătorește cu un detaliu de securitate de mare calibru, criticile sale sunt încă prezente acasă. După cum a raportat Russia Today pe 12 ianuarie și a confirmat și Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, jurnalistul ciliano-american Gonzalo Lira a fost torturat până la moarte într-o închisoare din Ucraina. Președintele Zelensky este de asemenea responsabil pentru trimiterea zeci de mii de soldați ucraineni la moarte într-un război de neînvins împotriva Rusiei, pentru care Rusia a oferit de mai multe ori negocierii de pace, Zelensky refuzând la ordinul liderilor NATO și occidentali. Alți participanți la Forumul Economic Mondial, cum ar fi Isaac Herzog, președintele Israelului, stă în spatele genocidului pe care Israel îl provoacă asupra Palestinei. Anthony Blinken, secretarul de stat al SUA, înlocuindu-l pe președintele Biden, precum și Ursula von der Leyen, președinta Consiliului European și membru al Consiliului de Administrație al Forumului Economic Mondial, ar putea cădea și ei în categoria de ucigași de facto pentru încurajarea necruțătoare a Israelului să continue atacurile din Gaza, deja extinse în Cisjordania și sudul Libanului, precum și pentru susținerea lui Zelensky cu nenumărate miliarde de dolari și un arsenal de armament american și european sofisticat pentru a continua războiul atroce din Ucraina. Bill Gates, regele pandemiei și promotorul hranei din insecte, și cel mai important și sincer eugenist, precum și directorul general al OMS, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, s-ar putea să îndeplinească și ei criteriile declanșării depopulării. Motoul din acest an al Forumului Economic Mondial de la Davos este reconstruirea încrederii. Cu acest tip de mesaj nobil, Davos 2024 am putea spune că a început bine. Însă nu degeaba motoul din acest an este reconstruirea încrederii. Reconstruirea încrederii spune totul. Ceva se schimbă. Forumul Economic Mondial realizează că din ce în ce mai mulți oameni, inclusiv directorii de nivel înalt, și-au pierdut și își pierd din ce în ce mai mult încrederea în această ordine distopică, coruptă, bazată pe reguli, la care trebuie să aspire întreaga lume. Alte indicii că încrederea în sistem pierde rapid teren în întreaga lume pot fi văzute din articolele recente de la Telegraph, potrivit cărora secretarul apărării Grant Shapps plănuiește să recruteze femei pentru serviciul militar pentru a compensa recruții bărbați prin poștă în continuă scădere. Tinerii nu mai au încredere în guvernele lor și mai puțin în politicile lor de război. Este doar o chestiune de timp până când femeile vor refuza să facă serviciu de război pentru guvern. O soluție sigură pentru pace și armonie în întreaga lume ar fi ca toți oamenii să refuze să servească armata. Nici o armată în întreaga lume, iar sistemul s-ar prăbuși. Forumul Economic Mondial și-ar putea face bagajele, iar Davos și-ar putea recâștiga reputația ilustră de locație turistică din estul Alpilor elvețieni. Cei prezenți la Davos în aceste zile vor să se asigure că Forumul Economic Mondial & Co.
Visul lor globalist de a avea o singură ordine mondială și un singur guvern mondial și o singură ordine a sănătății se va întâmpla, însă este din ce în ce mai vizibil că totul va fi o glumă. Din ce în ce mai mulți oameni se întreabă cum să reconstruiască încrederea Klaus Schwab cu aceeași agendă coruptă și aceiași elitiști corupți. Nu au schimbat nici măcar un pic din Marea Resetare și Agenda ONU pentru 2030. Obiectivele primare de reducere drastică a populației, eutanasia unor ramuri mari de oameni, în orice mod posibil, și digitalizarea completă a umanității rămase, până în punctul în care profesorul și prietenul lui Klaus Schwab, israelianul Yuval Noah Harari, întreabă ce să faci cu oamenii mâncători inutili, odată ce roboții și inteligența artificială vor fi preluat totul. Răspunsul este clar, fiți siguri, nu are nimic de a face cu construirea încrederii. Într-adevăr, lucrurile se schimbă și poate în moduri imprevizibile. Din moment ce nu trăim într-o lume liniară și marea majoritate a umanității nu-și dorește o lume digitalizată cu umanoizi digitalizați, controlați digital, oamenii se trezesc. Davos 2024 înseamnă și peste 100 de sesiuni în spatele ușilor închise. Agenda tradițională și oficială a Forumului Economic Mondial pentru Davos 24, de comerț, schimbări climatice, inteligență artificială, nu inspiră încredere, mai ales nu pentru cei treziți. Și mulți dintre cei peste 3.000 de oaspeți de elită sunt din ce în ce mai conștienți de trezirea rapidă în rândul populației în general. Într-adevăr, o schimbare de conștiință are loc în întreaga lume. Poate că elita vine cu aceste cifre record la Davos 24 pentru a vedea ce are de oferit Forumul Economic Mondial ca alternative pentru a menține status quo-ul cât mai mult timp posibil. În plus, față de agenda oficială, cu adevărat cheia agendei Forumului Economic Mondial, o reprezintă cele peste 100 de sesiuni secrete în spatele ușilor închise pentru oaspeți doar pe bază de invitație. În aceste sesiuni, globaliștii care plutesc deasupra umanității, conduși de Klaus Schwab, vor discuta despre cum să controleze, să tiranizeze, să reducă și să robotizeze populația lumii și despre cel mai bun și mai rapid mod de a-i priva pe oameni de resursele lor câștigate cu greu și cum să facă cel mai rapid transferul acestor resurse către o mică elită corporativă și privată. Aceste subiecte secrete vor include cel mai probabil metodologii cu privire la modul de a impune societății noi factorii de frică. După ce pandemia, blocarea oamenilor în casă și frauda vaccinărilor ies treptat la iveală și dispar. Pentru a profita la maximum de generarea fricii și manipularea minții populației în general, Forumul Economic Mondial ar fi putut invita experți de la Tavistock, Institutul Britanic de Inginerie Socială a Minții Colective și Individuale. De exemplu, elementele speciale ale discuțiilor secrete purtate în spatele ușilor închise pot include ca priorități cum să se asigure că noul președinte al Statelor Unite, în urma alegerilor din noiembrie 2024, dacă vor avea loc, va juca împreună cu ei în stilul lui Joe Biden. De asemenea, pot include ca prioritate implementarea noii boli X, care nu a fost încă definită și care va fi probabil mult mai mortală decât COVID, sau cum să manipuleze tratatul privind pandemia și noile reglementări internaționale în domeniul sănătății, prin intermediul Adunării Mondiale a Sănătății în luna mai 2024, pentru a face din OMS efectiv tiranul și dictatorul unui ordin o singură sănătate, conducând la un guvern de o uniune mondială. Următoarele dimensiuni ale inteligenței artificiale, robotizării, digitalizării și impunerea generală a ID-ului digital și de asemenea cum să le conecteze la conturi bancare individuale sau moneda digitală a băncii centrale, impunerea imediată sau treptat în speranța de a opri o revoluție, de asemenea s-a discutat probabil în spatele ușilor închise.
Un atac cibernetic Polygon poate fi de asemenea pe agenda pentru 2024. La urma urmei, noi oamenii am fost avertizați recent de filmul Netflix produs de Barack și Michelle Obama, Leave the World Behind, înfățișând un atac cibernetic al unui inamic necunoscut, încercând să-i lase pe oameni în uimire și frică de ceea ce ar putea veni. De asemenea, este de remarcat faptul că în 2021, Forumul Economic Mondial a efectuat o simulare a atacurilor cibernetice, care implică un scenariu de paralizie a sursei de alimentare, comunicații, transport și internet. Klaus Schwab a sugerat în termenii clari, pe baza simulării, că un atac cibernetic ar putea opri complet alimentarea cu energie, transportul, serviciile spitalicești și societatea noastră în ansamblu. Criza COVID-19 ar fi văzută în acest sens ca o mică tulburare în comparație cu un atac cibernetic major. De aceea este important ca noi oamenii să trăim fără frică. Trebuie să devenim conștienți de faptul că lumea occidentală este condusă de un cult condus de bani, un cult diabolic. Este greu de crezut, dar adevărat. Ceea ce am experimentat în ultimele decenii sunt atacurile la adresa demnității umane, a emoțiilor, prin avertismente care provoacă frică și supunere. Acestea sunt ritualuri tipice pe care cultele trebuie să le urmeze pentru a avea succes în acțiunile lor diabolice. Dacă nu acordăm atenție, mai ales dacă nu ne îndrăgostim de factorul frică și nu îi urâm pentru ceea ce fac, suntem în siguranță. Ei vor să-i urâm pentru că ura emite aceleași vibrații emoționale scăzute pe care ei le folosesc pentru atrocitățile lor. Dacă emitem semnale similare, ei ne țin sub control. A fi indiferenți față de ei sau chiar a iubi, chiar dacă sunt niște monștri, conform maximei ei nu știu ce fac, este o necesitate pentru a urca din întunericul controlului lor în lumină, unde noi oamenii, în cele din urmă, devenim ființe libere, autonome și suverane, gata să creeze o nouă societate și o nouă civilizație. Nu trebuie să cedăm niciodată sub controlul lor, ca nu cumva să ne conducă la cimitir sau, în cel mai bun caz, în curtea lor de sclavi. De aceea nu trebuie să permitem niciodată asta. Un copac care cade face mai mult zgomot decât o pădure în creștere, ne spune un proverb tibetan. Să sperăm că pădurea care crește în tăcere reprezintă o trezire în masă. Din înfățișare și dovezi, din ce în ce mai vizibile chiar și pentru ignoranți, trăim într-un cult al morții, un cult al morții condus de elite, cu un obiectiv cheie de eliminat, eliminarea unui segment mare, dacă nu majoritatea populației. Cine execută acest cult al morții și în numele cui? Unul dintre promotori este Forumul Economic Mondial, un ONG înregistrat la Cologny, suburbie luxuriantă a Genevei, Elveția. O organizație influencer, nevotată niciodată, care a strâns putere și bani în sute de milioane de dolari ca niciun alt ONG din lume. Fondatorul și președintele etern, Klaus Schwab, în vârstă de 85 de ani, este inginer și economist, cu origini legate de fosta conducere nazistă a celui de-al treilea Reich. Forumul Economic Mondial își ține conferințele anuale la Davos în fiecare lună ianuarie. Patologia acestei ținute și a celor miliardari elitiști și corporatiști care participă se reflectă în agenda și mai distopică de la an la an. Aruncați o privire, de exemplu, la programul oficial. Aceasta este doar agenda vizibilă, în schimb. Niciunul dintre noi cumva nu cunoaștem ce se întâmplă cu adevărat în spatele ușilor închise, în sesiuni speciale secrete. Ne hrănim cu scurgerii de informații și, pe măsură ce globalismul se estompează, acestea devin din ce în ce mai abundente. Dragi prieteni, atât pentru astăzi, dar rămânem cu ochii pe Davos. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!